Salutare București FM, BFM 98,3. Colega mea Cristina Toma, pe o listă foarte frumos, foarte ordonată, așa cum este ea de fiecare dată, mi-a scris numele celor patru invitați care sunt prezenți în studio, la emisiunea în comunitate. Și scrie aici, cumva are o logică directă, Ileana Racovicianu, liniuță, Erasmus. E ca și cum ar fi un nume. Asta mi-a plăcut foarte tare. Ca și cum ar fi numele dumneavoastră. Să fie legat de acest cuvânt important, de fapt, care a trecut de mult de adolescență. Anul acesta sunt 30 de ani. Da. Măricel. Da. Să rămâne, bine ați venit. Bună ziua. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru interesul acordat programului și pentru că vă numiți în comunitate. Mie mi se pare treaba asta extraordinară. Recunosc că am aflat despre misiunea voastră abia ieri când am vorbit cu Cristina. Nu știu dacă e de bine sau e de rău, dar în orice caz este un punct de plecare. De plecare și de reținut pentru mine de acum înainte. Aș vrea să putem renunța la povestea asta cu dumneavoastră, adică dacă bineînțeles. Erasmus 30, categorii, niște sute de ani în spate ale Erasmusului din Rotterdam, dar cred că putem renunța la dumneavoastră. Continui, da, tu cu lista? Sau... Sigur că da, prezenți în... Puteți să și vedeți, nu mai să-i auziți, emisiunea este și video, nu doar audio, Veronica Ștefan, Mihai Sebea și Ivona Dumitrache. Sărumine, sărumine și te salut, stimabile, bine ai venit! Bună ziua! Am spus că o chestie subiectivă, dar până la urmă toată viața noastră e formată doar din subiectivism. Mi-a plăcut foarte tare, intrând pe site-ul erasmusplus.ro, pe care vă invit să intrați și voi, mi-a plăcut foarte tare că pe una dintre paginile principale sunt două secțiuni dedicate tineretului. Una la proiectele de mobilitate, unde avem educația adulților, educație școlară, o să vorbim, și o altă secțiune, parteneriate strategice. La ambele există și secțiunea pentru tineret. Ori eu când văd acest cuvânt de două ori pe o pagină, îmi dau seama că nu e doar vorbă, nu e o formă pe care o arunci acolo ca să iau ochii. Sunt canalizate resurse financiare, atunci când sunt, și intelectuale către, cred eu, cea mai importantă categorie din toate țările din lume, care reprezintă viitorul. Am zis bine? Dacă nu, să mă cuprim, dați cu mine de pământ. Ai zis foarte bine. Înainte de a continua, aș vrea să îi prezint mai mult, mai bine, mai... Dincolo de nume. Dincolo de nume, pe cei care sunt astăzi aici împreună cu mine, cu noi. Și ei sunt Veronica Ștefan, fost președinte la Consiliul Tineretului din România și președinte la Asociația Social Doers. Despre asociație și despre ce face Veronica acolo o să o invit pe ea să... sau nu știu, ai să o invit tu să spună mai să târziu. Să spună, sigur că da. Ivona Dumitrache este fostă corporatistă și actualmente face mare plăcere să spun despre ea că este profesor de română și franceză în comunitatea Teach for Romania, despre care va vorbi ea mai târziu, iar Mihai Sebea este prorector la Universitatea Română-Americană. Și despre română-americană și proiectele sale, cu siguranță va aminti el puțin mai târziu. Ce pot să vă spun eu este un pic despre istoria Erasmus, cum a ajuns Erasmusul să fie Erasmus, cum a ajuns Erasmusul astăzi aici, pot să zic. Acum 30 de ani, în 1987, Comisia Europeană lansa un program dedicat special studenților, tocmai pentru a le crea un cadru și a le oferi posibilitatea să meargă în alte țări, să vadă cum se trăiește, cum se învață și cam cum merg lucrurile prin alte țări, în așa fel încât să se poată poziționa mai bine în viața lor până la urmă, în universitatea din care provin, personal și profesional. Acest program a avut un mare, mare succes. Pe vremea aceea funcționa la nivelul Uniunii Europene programul Socrates 1, care a avut o durată de 7 ani, a fost urmat de Socrates 2, care mergea în paralel cu programul Leonardo da Vinci. România în anii aceia, dinainte de 89, a evitat, s-a interesat, s-a prefăcut că nu există, mă gândeam dacă, pentru că presupun că tot ce ținea de Occident ca principiu, bine în ghilimele principiu, era îndepărtat ca fiind turbulent, chiar dacă ar fi fost programe pentru dezvoltarea tinerilor. Dar e bine că măcar după 89, iată că și România se bucură de Erasmus. În România programul funcționează de 20 de ani, a funcționat în
structurile despre care aminteam, Socrates 1, Socrates 2, Leonardo da Vinci. Erasmus era parte din programul Socrates, apoi toate astea s-au transformat în două programe și tineret, și programe de tineret funcționau tot pe atunci. Programele Socrates și Leonardo au intrat în programul de învățare pe tot parcursul vieții, care a funcționat din 2007 până în 2014, împreună cu programul de tineret. Acestea două, programul de învățare pe tot parcursul vieții și programul de tineret, s-au transformat în Erasmus Plus. În 2014 va funcționa până în anul 2020. Avem deja, bifăm, 2 milioane de beneficiari în programul Erasmus Plus. Comparativ cu alte țări din Europa și din lume, Erasmus în România are o forță echivalentă? Vă întreb acest lucru, pentru că există situații și nu puține în care atunci când societatea centrală sau proiectul central se află într-o țară, în România există o filială, se întâmplă, care în dezvoltare nu are forța de la centru, dar încearcă și ea din răsputeri. În România, Erasmus este la fel de bine, să spun așa, că e folosit cuvântul, cotat ca și în alte țări din Europa? Cred că cei mai indicați să răspundă la această întrebare sunt invitații tăi. Uite, dacă îmi permiți o să o întreb pe Ivona, dar două lucruri. În primul rând, că spuneai mai devreme, fostă corporatistă. În urmă cu vreo, să spunem, jumătate de an, a venit în studio la noi o doamnă care a spus în felul următor. Eram pe vremuri o corporatistă tristă, că îmi place și poezioara aceasta, și a venit o bună zi în care m-a ridicat de pe scaun, unde stăteam la un birou. E adevărat, am avut un imbold și m-am apucat să alerg. Și tot alergând așa, a ajuns acum să facă cele 7 mari maratoane ale lumii, până Antarctica și așa mai departe. Și... Dar plus, și așa că și acolo e, da. În funcție de distanțe. Și la tine a existat un astfel de moment în care ai devenit fostă corporatistă și ai început să faci altceva? A existat un moment de declic, lucram în publicitate la momentul respectiv și a fost un moment în care m-am implicat, în fine aveam foarte multe lucruri de făcut în ziua respectivă, a apărut oportunitatea unei campanii pentru a-i ajuta pe niște copii din spital și a fost așa un moment în care am stat totul baltă și mi s-a părut că a fost, nu știu, la sfârșit când am tras linie, mi se părea că a fost una dintre cele mai frumoase zile din publicitate. Ți-a fost teama atunci, în momentul ăla, să schimb macazul așa? Nu am decis atunci, adică nu. Au fost mai multe momente în care, nu știu, mai multe întâlniri cu oameni și n-a fost un moment în care am zis ok, las, schimb macazul în clipa asta. Mai degrabă a fost o decizie care s-a format în timp. Și... Bună. Bună, da, sunt perfect mulțumită. Pe de altă parte, sunt foarte recunoscătoare pentru că am învățat foarte multe și de la oameni din publicitate și de la oameni din corporație. Și acum? Și acum sunt profesoară în programul Teach for Romania și predau română și franceză la o școală din Călăraș, în școala Budești. Și în continuare cred că e cea mai bună decizie pe care am luat-o. Și, în fine, îmi găsesc mai mult sens făcând meseria asta decât orice altceva am făcut până acum. Chiar cu toate lecțiile bune învățate și cu toate satisfacțiile pe care le-am avut și în altă parte. Să nu uitați, dragi prieteni, dacă ați venit puțin mai târziu pe frecvență, nu este niciun fel de problemă, că avem timp să discutăm. BFM, București FM, 98,3. Suntem împreună în emisiunea În Comunitate și discutăm despre un tânăr care e tânăr în continuare, numai adolescent, 30 de ani, anul acesta, și cu foarte mari perspective să sărbătorim bine, dacă putem noi, și 50 de ani și 100 de ani. Doar să mâncăm sănătos, presupun că asta ar fi soluția. Veronica, încă o dată bine ai venit. Mulțumesc, mă bucur să fiu aici. Despre tine spuneam, de fapt, dincolo de subiectul dezbătut într-o emisiune, invitații sunt întotdeauna cei mai importanți, pentru că ei nu sunt doar specialiști într-un anumit domeniu. Sunt niște persoane care au un istoric, niște stări, niște momente speciale și noi încercăm lucrurile acelea să le extragem în principal, pentru că de acolo pleacă totul. Ei colorează temele, de fapt. Așa că te rog să colorezi tema. Mulțumesc, dar este o pagină foarte mare de colorat. Legătura mea cu Erasmus, că la urmă despre asta vorbim. Discutăm. Ironia poate face faptul că și eu am tot vreo 30 de ani și practic toată viața mea de tânăr adult a fost dedicată programelor de și pentru tineret într-un context european. Când începeam eu activitatea în România, nu aveam programe de tineret finanțate prin fonduri europene, cel puțin nu cele clasice, de exemplu cum a fost mai târziu Tineret în Acțiune sau astăzi Erasmus Plus. Dar din 2007, de când a început programul în România, acolo am fost pe baricade. Deci, tu nu ai avut un declic din acesta, asta a fost drumul pe care cumva ai mers de la bun început.
Eu ce mi-am dorit, pentru că eram tânără studentă venită nou în București, la vremea respectivă, vin din provincie, trebuie să spun acest lucru, îmi doream tocmai să aparțin unei comunități. Și întâmplarea a fost să intru fix într-o organizație studențească care exact aceste valori europene le urmărea. Deci, ca student, asta mi-am dorit, să complementez ceva ce simțeam că nu mă oferea sistemul de învățământ clasic din București. Și nu era doar un sentiment, ci așa, presupun, chiar așa era. Da. Acolo am descoperit ceea ce, cel puțin în programele Erasmus, se folosește foarte des, termenul de educație non-formală. În România nu se vorbea în 2005, după cum ne dăm seama, nici în 2007, de-abia târziu 2009-2011 a căpătat acest răsunet. Este important să faci și altceva, activități extracurriculare non-formale în afara școlii. Și atunci, da, cred că mi-am găsit vocația căutând ceva pentru mine din punct de vedere personal. Mihai? Dragi prieteni, trebuie să înțelegeți, firește, ultimul cuvânt în acest tur de discuție pentru Mihai, singurul bărbat dintre cei patru invitați, așa că e de înțeles. Da, bună ziua, îi salut și eu pe ascultătorii noștri și invit în același timp să rămână pe post, pentru că vor afla la lucruri foarte interesante și care probabil le pot schimba viața în bine, le pot face viața mai frumoasă. Românul american, îmi place foarte mult ordinea celor două cuvinte. Cred că e unul dintre puținele momente și locuri în care aceasta e ordinea, româno-americană. Eu când am auzit prima oară, am zis, păstrați așa să nu inversați, măcar formal așa, măcar ca imagine, dar chiar sună foarte bine. Da, nu este doar formal, este o ordine firească și, pentru că ați menționat, se bazează totuși pe niște valori pe care universitatea noastră le-a învățat și de la sistemul educațional american, dar și de la cel european. Poate că e bine de spus că vrem să fim, o sintamă destul de des folosită, o universitate ca afară. Ca afară, corect. Pe site o să fac, dacă îmi permiteți, destul de des referire la site, pentru că mult mai multe lucruri decât cele pe care discutăm, structurate foarte bine, le puteți găsi pe erasmusplus.ro. Unul dintre capitolele principale se intitulează Cum beneficiez? Și e foarte bine că începe așa, pentru că în momentul în care folosești un cuvânt, un termen, precum Erasmus, se poate întâmpla să existe persoane cărora li se pare că e un lucru foarte îndepărtat, la care n-ai cum să ajungi. Pentru o anumită elită, se petrece în altă parte. N-ai tu, ca persoană obișnuită sau chiar cu potențial, cum să faci parte, să te integrezi, să beneficiezi. Și e greșit, pentru că există, am observat pe site, pași, pur și simplu, fiecare pas, unul câte unul, cum o persoană poate să facă parte din acest proiect. Sunt o serie de condiții, niște pași pe care oamenii pot face. Și cred că e bine să încurajăm aceste lucruri, nu? Sigur că da, noi ne-am străduit și ne străduim în continuare să alegem cele mai simple metode prin care informația să ajungă la beneficiari și la potențialii noștri beneficiari. Spun și la beneficiari, pentru că ai nevoie de un pic de canalizare a eforturilor tale chiar și după ce ai primit finanțare pentru a implementa și derula un proiect, în sensul de raportare și așa mai departe. Dar pentru cei nou veniți, și nou veniți sunt destul de mulți, de exemplu pentru proiectele de mobilitate pe domeniul școlar, peste 50% dintre instituțiile care candidează sunt instituții noi. Și pentru că vorbeam un pic mai devreme și de zone defavorizate, 15% aproximativ provin din mediul rural. Asta pentru că este nevoie de dezvoltare în special acolo și tocmai de aceea, revenind la informație și la structurarea ei, este necesar ca informația să fie prezentată într-un mod foarte simplu, în așa fel încât să, pe de-o parte, să fie accesibilă și ușor de înțeles și, pe de altă parte, să nici nu dureze foarte mult până când o asimilează cel care este interesat. Corect. Spuneam, totul începe cu primul pas, un program foarte important. Mai e o secțiune despre care o să vă rog să vorbim un pic, care se intitulează care sunt actorii, și e și o invitație, site-ul întreg o invitație, pentru persoane care au făcut deja parte din program sau fac parte din el și care să devină un fel de ambasadori acestui program, dincolo de emisiuni în care se poate promova, dar care sunt punctuale, cum este și aceasta. Există, dar e o emisiune punctuală.
Sper să aibă și o continuare. Dar cu siguranță că cei mai buni ambasadori sunt chiar cei care au fost acolo, au trăit acolo, au locuit, au înțeles cum funcționează și ei pot împărtăși la rândul lor din experiențele lor. Cu siguranță da, și de asta noi recomandăm întotdeauna, în special oamenilor din presă cu care intrăm în contact, să ne contacteze neapărat pe noi ca instituție, deși noi putem oferi o imagine de ansamblu în ceea ce privește Erasmus Plus, extindere, aria de extindere, aria de acoperire și așa mai departe, să vorbească cu oamenii din proiecte care au fost direct atinși, direct, au experimentat direct ceea ce li s-a întâmplat prin intersecția cu o cultură diferită, cu oameni din instituții din altă țară și așa mai departe. Iar cel puțin în ceea ce privește programul Erasmus și mă refer strict la Erasmusul ca atare, adică programul pentru dedicat învățământului superior, intru foarte des în contact cu studenți și cu testimonialele lor. Lucrez și la revista instituției și colecționez testimoniale de la studenți. Iar cea mai recurentă sintagmă este aceasta: programul Erasmus mi-a schimbat viața. Ori nu-i și puțin, nu e o declarație formală. Nu-i puțin, sigur că nu. Este un eseu de o pagină și jumătate pe care studenții îl trimit, și iar cei interesați pot căuta info altfel pe Google și cu siguranță vor găsi numerele din revistă. În fiecare număr este publicat un astfel de eseu. Cum să spun, la 20-22, cam așa sunt studenții, cam asta e vârsta studenților care pleacă în Erasmus. Mulți dintre ei au prima experiență de zbor cu avionul. Prima experiență în care trebuie să-și gestioneze singur finanțele. Prima experiență în care trebuie să-și gătească singur o masă, că trebuie să se hrănească. Asta e cea mai grea. Da, și cum să spun, pleci de acasă de multe ori de la mama și tata cu o valiză sau două și te găsești în fața căminului sau, în fine, unde stai tu acolo când și ajungi vieții, în altă țară. În fața vieții. Exact, este foarte bine spus și totul este foarte intens. Te trezești singur și trebuie să faci față. Ori nimic nu te învață mai mult, mai bine și mai consistent și mai pe durată mai lungă decât experiențele prin care treci tu. Nu cele despre care îți povestesc alții, nu cele despre care auzi întâmplător la prieteni sau chiar și acasă ți se spune mama, fă aia sau nu fă aia. Câteodată nu-ți vine să urmezi lucrurile astea sau dacă există și o diferență între generații, tind să treci cu vederea ce ți se recomandă. Sau orgoliu, chiar dacă îți dai seama că există dreptate, dar faci așa doar pentru că ți s-a spus să nu faci așa. Exact. Spiritul de frondă care este foarte activ de la o anumită vârstă încolo. Câteodată se mai atrofiază, dar nu întotdeauna. Și mi-am adus aminte acum chiar de un paragraf dintr-un eseu scris de o studentă, nu mai duc aminte exact despre cine era vorba. Ea spunea că relațiile cu mama ei și cu părinții au devenit foarte apropiați în urma plecării în mobilitate, tocmai pentru că le-a simțit lipsa, a început să se gândească la lucrurile pe care le auzea constant de la ei și că treaba erau asta. Bune. În fine, nu, da, probabil că da, că Alvider nu și-ar fi adus aminte de ele și utile, mă gândesc. Veronica, te întreb trei secțiuni importante din viața ta, toate trei foarte importante. Despre trecut am vorbit puțin. În prezent suntem în comunitate București FM 98,3. Viitorul pentru tine, dincolo de program despre care oricum discutăm pe parcursul emisiunii, etapele din viața ta, apropo de valiza aceea, că la modul figurat, încă cu care te deplasezi prin propria viață. Și legat de program, de Erasmus, dar și de proiectele pe care intenționezi să le parcurgi. Pentru mine este important de spus că Erasmus nu este ceva așa de intangibil. A fost un instrument concret. A fost un instrument pentru dezvoltarea mea personală prin toate programele la care am participat direct, dar a fost și un instrument de a crea ceva. Pentru că ați întrebat mai devreme cum se raportează România comparat cu Bruxelles, da? Comparat cu Europa. Trebuie știut că România... E clasică întrebarea, n-are cum să nu vină. Este, dar răspunsul este puțin atipic, pentru că România și Agenția Națională care gestionează acest program și celelalte dinainte dedicate tineretului, este văzută ca un reper, pentru că are o competiție foarte mare și o calitate foarte mare a inițiativelor dezvoltate în România.
Deci, pentru noi, aceasta a fost oportunitatea și a fost instrumentul prin care am putut crea. Vine societatea civilă și atunci inițiativele pe care le-am dezvoltat au fost cele care au găsit ajutor aici. Ceea ce fac și valiza mea mai departe este foarte mult legată de acest lucru. Acest program a ajutat pe mine și o mare comunitate de alți tineri, mai puțin vizibil în prezent, pentru că exact așa se numesc, tineri NEET, care nu sunt pe piața muncii, nu sunt formare, nu sunt educați. Ne ajută astăzi să creăm o coaliție europeană pentru apărarea acestor drepturi. Și viața mea este dedicată în mare parte unei misiuni de genul acesta. Mă uitam tot prin comparație, probabil că e o boală grea de a ne compara tot timpul cu Occidentul și așa mai departe, dar or fi medicamente, eu nu le-am găsit. Mă gândesc în ceea ce privește atitudinea tinerilor la modul general, comparativ, și te întreb tot pe tine, comparativ cu alte țări. Vedeam proiecte de orice fel, dedicate unei persoane, poate cu dizabilități, sau dedicate pentru o cauză generală. Întotdeauna în alte țări se raliază voluntari, pasionați, care fac din aia o cauză. La noi se întâmplă și la noi, dar am observat că există totuși, comparativ spun, o reticență. Oamenii nu fac imediat primul pas. Se ridică și încep să alerge direct un maraton. Așteaptă să vadă ce fac și ceilalți, dacă face cineva un pas înainte, ce rezultate a avut persoana aceea ca să poată să-și dea seama dacă merită timpul și energia alocate. Și cred că aici, dacă e adevărat ce spun, trebuie lucrat cel mai mult, nu-i așa? Pentru viteză. Cred că trebuie continuat să se lucreze. Acum trebuie văzut și cum se lucrează și din câte părți vin aceste sinergii până la urmă. Deja tinerii au început să se mobilizeze în forme organizate, pentru că de fapt de aici este vorba. Este bine să existe și acest voluntar spontan, individual, dar mai ales în forme organizate, în organizații non-guvernamentale și nu numai. Mai multă forță. Exact. Și aici cred că încă mai avem de învățat, pentru că la acest punct încă mai lucrăm, încă mai avem de îmbunătățit. Iarăși, poate un punct bun al acestui program a fost faptul că susținea la un moment dat grupurile informale. Poate există această reticență de a formaliza anumite structuri, de a lăsa cel puțin acest spațiu, acolo unde sunt 5-10 oameni care luptă pentru o cauză, să aibă și o susținere. Și este important, foarte important să ai o susținere financiară minimă pentru a duce mai departe această cauză. Voluntariatul trebuie înțeles și el ca un efort, dar ca un efort care trebuie dublat și de alte resurse. Să ai ceva în valiza aceea totuși când pleci, măcar ceva așa, un sandwich, dar e un punct de plecare, da, vezi altfel lucrurile. Aceea și întrebare, și o să păstrez ordinea dacă îmi permiți, Mihai, trecutul știm, în prezent și asta reamintesc dacă ați venit puțin mai târziu, București FM, emisiunea în comunitate 98,3, ce urmează? Eu am să vorbesc strict din perspectiva, sau deocamdată, din perspectiva mobilităților școlare și ce a presupus pentru noi participarea la o mobilitate școlară. Noi, adică o echipă din școala Budești în Călăraș, și legat de exemplul Ilenei cu valiza, dacă pare impresionant pentru un student să plece cu valiza pentru prima dată departe de părinți, gândiți-vă cum e experiența din perspectiva unui profesor din sistem de 57 de ani, care este din țară pentru prima dată și e cazul unei colege care a fost cu noi într-o mobilitate Erasmus, la o formare în Cehia. Și dacă studentul respectiv se teme de necunoscut, cum poate să fie experiența față de cineva cu o experiență atât de îndelungată în sistem? Nici nu știu cum să spun. Cred că la noi în școală deocamdată proiectul Erasmus, am scris un proiect pentru reducerea absenteismului, un proiect de mobilități școlare. Înainte de scrierea lui, deci tot din trecut, am participat. Trebuia să-l scrii mai înainte, vreo câteva zeci de ani, să-l primești și eu, m-ar fi ajutat. Înainte de scrierea proiectului, am participat la o formare Erasmus, în cadrul unui parteneriat dintre programul Teach for Romania și Erasmus. Și apoi a presupus pregătirea profesorilor în cadrul a două mobilități, una în Cehia și una în Italia, la Florența, în vederea deprinderii unor metode noi de abordare a copiilor, metode de predare, metode de comunicare, atât cu părinții și cu ceilalți colegi din cancelarie, cât și cu elevii. Deci care să implice toată sfera, pentru că absenteismul e o problemă care nu vizează strict copiii și motivația de multă vreme. Așa este, da.
Și mă bucur că în prezent entuziasmul a fost foarte ridicat și pe parcursul formării și chiar mă gândeam tot legat, sunt foarte multe lucruri similare apropo de declarațiile studenților. Mulți dintre colegii mei au spus că a fost cea mai frumoasă oportunitate din viața lor. Am avut colegi care la sfârșitul formării Erasmus au plâns, o colegă, Michi Dumitrașcu, pe care o salutăm dacă ne ascultă. Și toată lumea s-a întors foarte îmbogățită și ceea ce cred eu că a fost un alt avantaj, cred că o experiență de învățare cu atât mai valoroasă când schimbi locul. Adică una e să înveți în școală, puteau să vină niște trainer grozavi în școala Budești și să înveți metode interactive de predare, și alta e când schimbi cu totul spațiu, zona, când ești complet din zona de confort. Adică disponibilitatea pentru învățare e mult mai mare. Vorbesc despre absenteism, iată că m-am dus, o chestiune strict personală, mi s-a întâmplat probabil doar mie, m-am dus cu gândul în copilăria mea și vreau să vă spun, s-a mai întâmplat să spun lucrul acesta, de câte ori vine în studio, am rămas cu acest lucru, un profesor, întotdeauna undeva în mintea mea, dincolo de discuție, voi fi elevul. Și oricare ar fi domeniul abordat, discutăm și ne înțelegem foarte bine, a rămas în mine, și asta chiar nu există niciun medicament, a rămas în mine bucățica aceea de elev care n-a fost foarte silitor și care e foarte atent să facă în așa fel încât profesorul să se simtă bine, să nu-l remarce neapărat în clasă și să-i dea not, măcar notă de trecere. Cu rugămintea totuși că dacă o să considerați la finalul emisiunii că n-am luat notă de trecere, să nu spuneți chiar live lucrul acesta. Și iată că avem cel puțin doi profesori aici. Și pentru tine, firește, ca să închem și acest tur de circuit, ce urmează, pașii importanți pe care vrei să-i faci pentru tine, pentru comunitate, pentru studenți, ce proiecte ai, să le cunoaștem și noi. Da, în primul Mihai. Rând, aș vrea să concluzionez cumva, pentru că s-au spus niște lucruri foarte importante. Legat de testimoniale, e interesant să vezi și testimonialele părinților sau bunicilor. Cu siguranță. Uneori aceștia ne călătorind în străinătate. Și inclusiv bunicilor ai spus. Bunici, nu știu acum cazuri care să fi fost să-și viziteze studenții, dar au venit și ne-au spus că au sesizat o schimbare și că au fost cumva împotriva unei decizii să stea așa mult în străinătate, de exemplu un an de zile, dar că până la urmă au considerat o decizie bună. Poate e și un mesaj pentru părinți și pentru bunici să aibă încredere în copiilor și în unele alegeri de genul acesta pe care le fac. Ai spus puțin mai devreme, Veronica, un lucru care sunt, cu toate sunt de acord. Știm, dar unele animale sunt mai grele decât alte, dar cu unul sunt total și absolut de acord. Când am auzit educație non-formală, mulți dintre noi, nu pot să mă scot din ecuație, mulți dintre noi am auzit de nenumărate ori de-a lungul vieții, așa se face, asta e procedura. Da, dar nu, așa se face, așa au făcut, așa e manualul, așa se procedează, ăsta e sistemul de învățământ, da, dar m-am gândit, lasă, nu te mai gândi tu, hai să procedăm așa, că de câteva sute de ani ăsta e mersul. Și am avut o reacție organică, întotdeauna chimică, împotriva acestei proceduri. Nu discutăm, asta e mecanismul, alții mai deștepți decât noi l-au făcut la un moment dat, să nu discutăm. Și mă bucur foarte tare că ai deschis și acest subiect, pentru că, de fapt, din ce am observat și din ce spuneați voi, Erasmus nu că luptă împotriva, dar desconsideră această modalitate mecanică de a privi viața doar pe un singur drum, fără posibilități, toată lumea stă la locul de muncă, dacă ești corporatist, rămâi corporatist, ce ești, aia rămâi, hai să nu ne mai gândim prea mult. Și cred că ăsta e unul dintre cele mai importante lucruri, că se poate face și altfel și încă foarte bine. Și iată ce reacții din ce povesteați voi au oamenii. O să vă rog să vorbim puțin și despre asta, dacă ești de acord cu ce am spus. Cu certitudine. Da, ai sesizat foarte bine și nu doar tu, ci toate sutele de mii de oameni care sunt interesați de program. Și nu mai vorbim doar de tineri, vorbim și de profesori și de școli care deja participă activ în asemenea programe.
Cred că Erasmus, pentru că este un program european până la urmă, a adunat toate exemplele bune din celelalte țări și cumva a făcut această tranziție de la Finlanda, care vine cu o schimbare de paradigme, către țări din Estul Europei care aveau această reticență. A deschis cutia Pandorei pentru noi și ne-a dat niște instrumente pe care nu mai vrem să le schimbăm acum. E un ciur în sensul bun al cuvântului. Este de departe și este o schimbare deja care se vede, pentru că educația non-formală și învățarea non-formală este văzută foarte mult prin perspectiva metodelor de care spunea ea. Nu se poate face și altfel, dar e vorba de mai mult de atât. Este vorba despre schimbarea mentalității, pentru că aici, de fapt, este valoarea adăugată cea mai mare. Cum faci și cum îl pui în centrul procesului de învățare pe tânăr, pe individ, pe copil? Această schimbare a dus către o schimbare a gândirii noastre vis-a-vis de educație și vis-a-vis de rolul tânărului și mai departe. Întrebarea firește trebuie să fie tu patru mușchetarii, drept care ce urmează? O să te întreb și pe tine. Ce urmează? Pentru noi ca instituție urmează să implementăm în continuare programul Erasmus Plus până la finalizarea lui. Sperăm ca lucrurile să nu se încheie în 2020 și să urmeze în continuare alte proiecte, alte programe educaționale ale Uniunii Europene. E un risc să se încheie și să nu există și o continuitate ca și până acum? Mi-e greu să spun. Personal nu cred că se va întâmpla acest lucru. Este foarte, foarte mare nevoie de educație în toate palierele existenței noastre până la urmă. Aș vrea să revin un pic la povestea cu educația non-formală, pentru că este un lucru care a schimbat cumva paradigma învățării în toate domeniile educaționale. Adică, da, ea a plecat de la tineret și cumva puțin de la educația adulților, pentru că adultul care învață nu mai vrea să stea la masă cu creion în mână și cu cartea și notițe și așa mai departe. Și au trebuit un pic dezvoltate și abordate alte moduri de a-l face mai să învețe. Mai puțin rigide, să spunem mai așa. Puțin rigide, mai relaxate, mai tentante, de ce nu? Dar este foarte interesant că metodele de educație non-formală intră și în mediul academic. Și am avut anul acesta la conferința noastră națională de valorizare, fac o paranteză, există o mică acțiune, se cheamă premiile European Language Label, certificatul lingvistic european, se acordă proiectelor care demonstrează inovație și creativitate în domeniul învățării și predării limbilor străine. Iar pe primul loc a fost, cine credeți, un proiect al ASEU-ului, în care se învață limbi străine cum? Prin dans. Salsa și alte dansuri latino și favorizează învățarea limbilor străine. Serios? Chiar cum? Foarte serios, da, foarte serios. Dacă tot ai dat acest exemplu, măcar nu-mi dau seama, nu pot să asociez. Deci oamenii se întâlnesc. E vorba de muzică și de cuvintele de pe muzică. E vorba și despre asta, dar este vorba și de tot procesul de comunicare care se petrece în momentul în care cel care învață să danseze, învață să danseze și dansează. Comunicarea cu partenerul, comunicarea cu ceilalți din grup, comunicarea cu tutorul, cu mentorul, cu cei care învață pașii de dans și așa mai departe. Deci este o chestie greu de crezut. Mai era, ca să iar mi-am să amint un exemplu, era cineva, tot legat de dans, era cineva care preda astronomie prin dans la clasele 1-4, adică sistemul solar, copiii așezați în funcție de, în fine, distanța reală a planetelor și așa mai departe. Deci e fantastic. Asta înseamnă până la urmă educație non-formală. Corect. Sau și asta. Mă bucur foarte tare, auzindu-vă pe voi că vorbiți despre aceste lucruri, și aș vrea să subliniez și să apreciez foarte mult în momentul în care un profesor, în primul rând, elevii cei mai mici, prin natura lor sunt dornici să afle o mulțime de lucruri și să experimenteze. Pentru profesori este mai mult decât apreciabil, sper să fie cât mai mulți, că ei acceptă să existe și alte lucruri, să se lărgească universul dincolo de lucrurile, nu spun neapărat rigide, așa cum erau făcute. În momentul în care tu accepți ca profesor astfel de lucruri, firește că poate exista o latură de disconfort. Te-ai obișnuit așa, e bine, ocupă un anumit spațiu din ziua respectivă, nu vrei mai mult că te complici. Dacă accepți acest lucru și bravo și bravo, atunci cu siguranță că ai înțeles exact mecanismul și de fapt ce înseamnă toată societatea și unde dorim cu toții să ajungem. Și aș dori tuturor profesorilor care ne ascultă și care sunt implicați
în astfel de proiecte și au mintea deschisă pentru mai mult, pentru mai mult, deși nu au o pălărie, jos pălăria în fața lor. Pentru că am întâlnit și fiecare a întâlnit și profesori neapărat rigizi de-a lungul vieții, dar care aveau o metodologie, un alt cuvânt pe care îl iubesc la nebunie, o metodologie de a preda. Și da, în orică era în anul 1990, în 2600, chiar că s-a schimbat totul și tehnologia, metodologia rămâne aceeași, că cineva deștept a făcut-o la un moment dat. Așa că încă o dată, bravo și bravo. Și bravo și vouă. O să vă întreb și acest lucru, mai ales pe distinși profesori. Dacă la modul general, sau cum percepeți voi în România, cadrele didactice ar fi dispuse să facă un efort totuși și să-și lărgească împreună cu elevii acest univers al cunoașterii și al modalităților de a te dezvolta și ca profesor și pentru elevi. Sper să nu fie grea întrebarea, dar e interesant pentru că cât mai mult, cu atât mai bine, cred. Chiar mă bucur de această întrebare, pentru că percepția generală mi se pare că ar fi că profesorii de fapt nu-și doresc să învețe și surpriza la firul ierbii e că e o foarte mare dorință de a învăța și de a se perfecționa. Problema e că nu sunt foarte multe programe de învățare. Apropo de ce spui cu educația non-formală, chiar am căutat în programele formare de la inspectorat și din București și din Călăraș și din județe din jur. Cu dans nu merge și... Ba da, merge. În afară de Erasmus. Da. Și nu există o foarte mare ofertă de formare în direcția asta. E adevărat că și aici Erasmusul prezintă un mare avantaj, pentru că suplinește tocmai absența asta unor cursuri interactive, a unor cursuri bazate pe metode non-formale și este o mare nevoie. Adică în condițiile în care elevii din România sunt cei mai demotivați din toată Europa și toată lumea se întreabă de ce, oferta de cursuri pentru formarea profesorilor și pentru pregătirea lor în direcția motivării suplimentare a elevilor este foarte săracă. Și atunci, cu atât mai mult, faptul că există posibilitatea de a accesa programe Erasmus suplinește acest gol. Și eu, sincer, m-am întors cu foarte multă speranță, pentru că am văzut cât de bucuroși au fost oamenii să primească niște cursuri de calitate și în Cehia și știu și de la colegii mei care au fost în Florența. Am văzut că există foarte multă dorință de învățare. Am văzut câtă uimire există în fața unor traineri diferiți de, nu știu, niște formatori care citesc de pe foaie și nu contează dacă cei din sală se plictisesc, cum se întâmplă des în formările pentru profesori. Sau dacă mai sunt acolo. Exact. Și, prin urmare, există speranță. Oferta nu e pe măsura speranței și pe măsura nevoii. Asta cu sigur. Oferta de formare. Am văzut un grafic, un tabel, făcut nu de noi, că pot să spui că cei din România sunt subiectivi. Apropo de motivația care e și profesională și în învățământ și așa mai departe. În urmă cu câteva luni, tot într-o emisiune, a venit cineva cu tabelul respectiv. Și când am văzut România unde era, am crezut că e o pată pe hârtie. N-avea nicio treabă cu restul, cu linia de care urca. Mm-hmm. Erau acolo țări africane. Erau țări din toate zonele lumii la care nu te-ai fi gândit și motivația noastră, de fapt, făcuse foaia de hârtie să fie mai mare. Noi eram atât de jos încât foaia de hârtie trebuia să fie puțin mai mare ca să încăpem și noi să apărăm. Și am crezut că e o zgaibă acolo, o pată pe... Nu. Era motivația la modul general pentru tineri și... Deci acest lucru, probabil că dacă nu aș fi știut dinainte, m-ar fi uimit foarte tare. Cea mai mică din Europa. Da, cam asta e realitatea. Da, Erasmus este despre modernizare, este despre schimbarea mentalităților, despre inovare, inclusiv în procesul de predare și pot să menționez aici că există suficiente posibilități de finanțare prin programul Erasmus pentru profesori și de la universități și de la licee și aș dori să-i salut și pe colegii de la celelalte universități care ne ascultă pentru că din acest punct de vedere Erasmus este și un exemplu de cooperare între instituții care poate sunt competitoare pe această piață, mai ales în ziua de azi, educațională. Și în acest sens este foarte clar și cred că majoritatea dintre colegi au observat schimbarea mentalității atunci când o masă critică de cadre didactice vin de la o experiență din străinătate, unde au fost să predea unor studenți la poate cele mai mari universități din, nu numai din Europa, dar și din lume, și vin înapoi cu niște lucruri
uneori care sunt foarte simple. Da, uite, am învățat o nouă metodă de predare. Mi-am dat seama că îi pot învăța pe studenți prin metode mult mai eficiente decât cele tradiționale cu care suntem obișnuiți. Și atunci mi-am place foarte un efect tare, extraordinar. E genul, mă uit la atâtea filme science fiction, tot felul de virus din acestea, că nu știu de ce îmi plac, care invadează lumea și moare aproape toată lumea sau mare parte în omenie, până când se întâmplă, ori se potolește, de cele mai multe ori se plictisește virusul, slavă Domnului, ori vine erou care nu știu, face el ceva. Este genul de maladie care se împrăștie, care e foarte plăcută, sper să fie ultra contagioasă ce faceți voi, să atingă pe toată lumea acest virus al cunoașterii. E singura boală din lume care eu aș vrea să afecteze toate persoanele de pe această planetă și să nu fie niciun medic care să se ocupe de așa ceva. Da, boală, da, nu mă gândisem până acum, dar încercăm să integrăm și ideile mai noi. E contagios, asta e clar. Și mă bucur foarte tare. Da, și noi ne bucurăm. Este, de fapt, cum să spun, avem o serie de evenimente, chiar unul dintre cele mai contagioase evenimente, ca să păstrez... Ce virus plăcut! Da. Se cheamă acum Connector. Toată povestea a plecat din programul Tineret anterior. Exista ceea ce se numea Laboratorul de Educație Non-Formală. Văd că Veronica dă din cap, deci probabil că are niște imagini deja despre, adică încă le mai are despre fostul laborator. Termenul care ne place, non-formal. Da, toată lumea zâmbește aici când este folosit pe bună dreptate. Ei, laboratorul s-a transformat în conector, asta înseamnă că evenimentul de o săptămână nu mai are doar reprezentare națională, ci reprezentare internațională. Până acum au fost 3 ediții, 2 la Cluj și una la București, desfășurată chiar anul trecut. Urmează cea de-a 4-a ediție anul acesta. Ce înseamnă Connector? Vin aproape 250-300 de oameni care timp de o săptămână învață ceva. Și e un fel de team building, să-i răspund cumva? Ivonei, este un pic mai mult de mai atât. Mai mult, dar... Pentru că oamenii care vin acolo și din țară și din alte țări nu-și propun neapărat să construiască ceva ei împreună mai departe la finalizarea celor 7 zile de stat împreună. Dar e o comunitate. Ei pleacă în comunitățile din care provin, ducând metoda pe care au învățat-o. Și este interesant că anul 2016 noi am făcut conectorul în colaborare cu Universitatea Română-Americană, adică ei ne-au dat săli și spații să desfășurăm activitățile și în fiecare sală aveam câte o metodă, grupuri de lucru și așa mai departe. Ce înseamnă metode practic de educație non-formală, în afară de dans, pentru că am avut și dans la conector, de regulă există și funcționează cu foarte mare succes, există o serie de alte metode performative, plecate din teatru, de exemplu, există teatrul Labirint, care și el are foarte mare succes, este o metodă de învățare experiențială. Avem... Îmbinați artele cu proiectele și asta e foarte frumos. Când am spus despre dans, pentru că pentru mine și asta e o artă, am crezut că e un exemplu singular, dar acum când spune și despre teatru, dintr-o dată înseamnă că e foarte bine gândită această modalitate. Dezvoltarea nu e doar pe un plan profesional, un anumit plan. Sigur că da, păi dacă nu învățăm cu cartea în mână, învățăm experimentând uh-huh. lucruri. Ori le învățăm experimentând cu corpurile noastre, cu alte simțuri de care dispunem. De exemplu, teatrul Labirint, cea mai mare parte a sa, se petrece ori legat la ochi, ori cu la lumină foarte redusă, adică în întuneric. Întâmplarea face să fi văzut chiar în muzee mari din lume trasee care aduc a teatrul Labirint, în sensul că vizitatorul trece prin niște construcții din muzeu, nu vede absolut nimic, poate să pipăie doar pereții și din loc în loc se întâmplă diverse lucruri. Este foarte interesant. Și el trebuie să-și dea seama exact anume ce da, se întâmplă în jurul său. Da, și să descopere traseul ca să poată să iasă din zona asta de întuneric. Cam așa este și cu
parcurgerea unui traseu de teatru labirint. Adică intri cumva neștiutor, sunt niște lucruri despre care îți dai seama pe traseu, urmând să ai... să ajungi la niște concluzii, în fine, nu vreau să le zic chiar revelații, dar este un parcurs care poate fi foarte emoțional și foarte intens pentru participanți. Sunt metode care implică desen. Există facilitarea grafică. De exemplu, dacă noi aici, cât am stat de vorbă, am fi avut un facilitator grafic, el ar fi putut să umple sau ea, să umple un perete despre ce am stat noi de vorbă și apoi noi am fi avut o imagine desenată a tuturor subiectelor și temelor pe care le-am abordat. Foarte interesant. Și acum spuneți. Da, o să știi data viitoare. Da, data viitoare. Da. În urmă tot, o să îmi permit să rememorez câteva din emisiunile anterioare. Un proiect foarte frumos pe care l-a făcut la un moment dat un pictor, Marcel Thiel, care îi place foarte în România, împreună cu o trupă de muzică. Și au făcut un proiect în care fiecare sprijinea pe celălalt. Cele două arte se sprijineau împreună. Cineva picta ascultând muzică și cineva cânta privind la ce se pictează. Și genul acesta de învățăm engleza prin dans și așa mai departe, cred că atunci a fost o surpriză pentru mine. Acum îmi dau seama că surpriza asta nu e foarte plăcută, dar are și o utilitate extraordinară. Nu doar e un lucru așa de divertisment. Are utilitate. Sunt niște pași pentru pregătirea cuiva. Acum, pe final de emisiune, s-a dus repede o oră. Ia uite, s-a dus repede. Pe final de emisiune o să îmi permit să, dacă îmi dați voie, să spun ceva în legătură cu toți tinerii care în ultimii au plecat din țară. Eu înțeleg când oamenii pleacă pentru că au un drum anumit sau un interes, au observat un loc, sunt bine plătiți și așa mai departe. O rugăminte aș avea. Înainte de a face acest pas, uitați-vă încă ce, înainte de a lua acea valiză, uitați-vă în locul în care sunteți, înainte să încărcați valiza cu lucruri utile pentru a pleca. Pentru că iată că există o mulțime de lucruri care încă, slavă Domnului, se pot face în România cu oameni de aici, pasionați și așa mai departe. Și care sunt cu nimic mai prejos din tot ce ați povestit pe parcursul emisiunii decât lucrurile care se întâmplă în alte părți, mai ales că sunt interconectate. E termen de egalitate. E o liniuță, dar pot fi și două Universitatea Român-Americană. Aș pune semnul de egalitate din punctul acesta de vedere al pasiunii tinerilor, profesorilor și așa mai departe. Iată că se pot face lucruri. Și dacă într-un final chiar nu se poate și nu se poate, atunci o să pun și eu un abțibil pe valiza respectivă cuiva, ca să-și amintească faptul că a fost și aici. Dar până atunci, timp de oră am discutat despre câte lucruri se pot face încă în România. Eu vă mulțumesc, cu siguranță va mai trebui să discutăm. Sunt foarte multe lucruri de spus. Să nu uitați, 30 de ani pe care îi împlinește Erasmus. Sper din tot sufletul să nu ne vedem la 30 de ani odată. Putem să accelerăm puțin acest ritm. Și vă mai aștept cu drag în emisiune. Mulțumim foarte mult. La revedere. Mulțumim. La revedere. La revedere. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.